Umplu biserica Domnului Iisus, în liniștea inimii, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, vă invit să ascultați cuvântul. A șasea carte a Bibliei este cartea Iosua, capitolul 24. Citim pentru slava Domnului de la versetul 13 la 24. E cuvântul de învățătură, de mângâiere din această seară. Iosua, capitolul 24, versetele de la 13 la 24. Pagina în traducerea Cornilescu este 259. V-am dat o țară pe care nu o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este adevăratul, căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei și noi pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos, El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Amin. Scumpii mei, frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că a primit închinarea noastră, prezența noastră și ne-a cinstit cu prezența sa. Mulțumim tuturor celor care sunt prezenți, care slujesc, care se lasă slujiți. În momentele care ne-au rămas, în seara aceasta vom încheia serviciul cu 15 minute mai devreme, respectiv la ora 8, plus sau minus câteva minute. Și vom continua o stare de vorbă numai cu membrii Bisericii Betania și cerem îngăduința și permisiunea tuturor celor care sunt cu noi în seara aceasta ca să facem acest lucru. Avem o problemă care aparține de familia Bisericii Betania, o discuție scurtă și îngăduiți-ne să facem acest lucru. Dar până la 8 suntem împreună în părtășia cuvântului și vă invit pe toți să faceți liniște în sufletul dumneavoastră. Așa cum merită Dumnezeu atunci când îl chemăm să vină și El vine pentru că ascultă rugăciunea noastră, slavă Lui. Vreau să vă spun că am citit un articol cu ceva timp în urmă care a rămas înfipt în inima mea și am înțeles din partea Domnului că ar fi bine să vă spun despre gândul acesta care mă frământă. Mă gândesc că noi locuim în aceeași casă, mâncăm la aceeași masă duhovnicească, avem același Tată din ceruri, același Mântuitor, slujim în aceeași împărăție și lucrurile care ne preocupă pe unul sau pe altul ne preocupă pe toți, pentru că sunt de natură colectivă în interiorul împărăției sfinte. Și aș vrea să predic în această seară un cuvânt pe care l-am intitulat Război împotriva lui Dumnezeu. Războiul împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, văzute sau nevăzute. Când Dumnezeu a creat lucrurile văzute, a creat universul acesta în care ne-a așezat și pe noi, El a avut un scop prin creația sa. Și vreau să spun câteva cuvinte despre scopul lui Dumnezeu în creație. Dumnezeu a organizat viața pe pământ și societatea umană în jurul familiei. Scopul creatorului
A fost în primul rând părtășia cu omul creat, fericirea acestuia în prezența sa, administrarea Edenului din partea omului și perpetuarea speciei umane. Acestea nu sunt singurele scopuri ale lui Dumnezeu cu creația și în mod deosebit cu coroana creațiunii sale în persoana omului creat, Adam și Eva. Dar probabil că sunt cele mai importante. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat și din coasta lui a creat-o pe Eva și acestei familii i-a dat copii. În felul acesta Dumnezeu a alcătuit o familie și în familie Dumnezeu a organizat viața pe pământ și societatea umană. Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie ca model în calitate de soț și soție și le-a dat copii spunându-le: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Genesa 1 cu 28. Numai că dincolo de scopul lui Dumnezeu în creație, observăm războiul diavolului pentru creație. Dușmanul lui Dumnezeu, diavolul, duce un război pe viață și pe moarte împotriva Creatorului. Războiul acesta împotriva autorității stăpânului Universului a început în ceruri, când a încercat să uzurpe poziția de autoritate a lui Dumnezeu. El, știți bine că prin atitudinea lui de răzvrătire, a instigat și a atras de partea lui o treime dintre îngeri. Unul din trei au devenit parte la această răzvrătire. Dumnezeu l-a pedepsit pe el, aruncându-l în văzduh, și pe îngerii lui, o parte dintre ei rămânând liberi ca și demoni, iar altă parte dintre ei aruncați în adânc și legați în lanțuri pentru ziua judecății. Dușmanul lui Dumnezeu și al omului a încercat sistematic să distrugă planul lui Dumnezeu. Experiența din ceruri, unde a fost înfrânt de Dumnezeu, nu i-a fost suficientă. Văzând că Dumnezeu a așezat omul în mijlocul creației, în mijlocul grădinii, l-a instigat și pe acesta și a reușit să-l corupă. Așa cum a corupt a treia parte dintre îngeri în ceri, într-un mod inexplicabil, niște ființe perfecte, ca și el înainte să se nască răul în inima lui, a venit pe pământ și de asemenea unor ființe perfecte în persoana primilor oameni, încă necontaminați de păcat, și pe aceștia i-a corupt. Diavolul unde merge corupe, pune pe unul împotriva altuia. A făcut asta în cer, între îngeri, a făcut asta pe pământ, între primii oameni creați de el. Și observați că a făcut multă pagubă lucrării și în cer și pe pământ. Spre exemplu, mai întâi a reușit să întrerupă părtășia omului cu Dumnezeu, prin faptul că instigându-l pe om, a reușit să-l determine să păcătuiască împotriva divinității, așa cum el însuși, cu mult timp în urmă, imposibil de precizat, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu atunci când avea calitatea de lider al îngerilor din ceruri. A venit la primii oameni și i-a instigat să aibă experiența lui, i-a pus împotriva Creatorului. Consecința acestui păcat de infidelitate față de Domnul, de trădare, a rupt părtășia între Dumnezeul Creator și între omul creat. Și a venit Dumnezeul Creator în dragostea de Tată și Creator și a spus: unde ești, Adame? Și Adam era ascuns. De ce te-ai ascuns, omule? N-ai făcut asta niciodată până acum. Diavolul îi pune pe oameni să se ascundă de Dumnezeu. Sentimentul de vinovăție îi împinge departe de Dumnezeu, în singurătate, acolo unde nu mai există prietenia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu. Diavolul a reușit să distrugă acest obiectiv, părtășia omului, părtășia lui Dumnezeu cu omul. Dar nu doar atât. Despărțit de stăpân, omul și-a pierdut fericirea, și-a pierdut liniștea interioară, și-a pierdut sentimentul că este folositor. Pentru că fiind scos din grădină, nu doar părtășia cu stăpânul a pierdut-o, ci în egală măsură pacea, bucuria și binecuvântarea. Numai un om ca și David odinioară, care a păcătuit, a acceptat toate consecințele păcatului, dar când și-a dat seama că îl părăsește Domnul, a spus: Doamne, este război în casa mea și știu că merit asta. Inima mea este străpunsă în multe feluri, merit asta. Dar un lucru, dacă îmi dai voie, nu-l pot accepta. Nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine, Doamne, că nu mai rămâne nimic. Doamne, nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. Nu mă lăsa fără tine. Doamne, nu mă abandona. Lasă altă pedeapsă peste mine, dar nu pleca de la mine, Doamne. În al treilea rând, omul a pierdut și onoarea să administreze grădina.
Viața primei familii a avut semnificație și satisfacție datorită faptului că a fost folositoare. Imaginați-vă ce onoare să primești responsabilitatea să pui nume la toate animalele pământului și Dumnezeu să respecte toate numele pe care le pui. Să administrezi grădina lui Dumnezeu, ce onoare! Calitatea aceasta de manager, de administrator în Eden, a avut-o un singur bărbat alături de soția lui, Adam, și a venit vremea când s-a despărțit de Dumnezeu, a pierdut fericirea și onoarea să fie responsabil în grădina lui Dumnezeu. A fost scos afară în rușine, a rămas singur și a luat soția, a cărei soartă a acceptat să o împărtășească mâncând și el din fructul oprit. Și au plecat spre nicăieri, departe de locul unde era locul, de persoana unde ar fi trebuit sau alături de care ar fi trebuit să-și petreacă veșnicia, eternitatea. Viața primei familii a cunoscut înfrângerea, eșecul, despărțirea de Dumnezeu, rușinea, falimentul, scoaterea din prezența Domnului, din grădină, doar pentru faptul că diavolul s-a implicat acolo. Dintre cele patru obiective, părtășia cu Creatorul, fericirea omului, administrarea grădinii și perpetuarea speciei, pe primele trei diavolul le-a distrus. A mai rămas unul singur, familia și nașterea copiilor. Familia și perpetuarea speciei umane. De atunci și până astăzi, diavolul se luptă pe viață și pe moarte și împotriva acestui ultim obiectiv, ca să-l distrugă. Să distrugă instituția familiei, pentru că în felul acesta lovește în Creatorul ei, și să distrugă nașterea copiilor, să distrugă familia. Acesta îi este scopul fundamental. Neastră știți că mai nou a apărut un alt proiect al lui Dumnezeu în lume, biserica. Împotriva familiei și împotriva bisericii, diavolul cu toată armata lui de demoni se concentrează neobosit și vrea să le distrugă pe amândouă în egală măsură. Diavolul se luptă cu aceeași armă împotriva familiei ca și împotriva celorlalte prime trei proiecte a lui Dumnezeu, adică prin plăcere și păcat. Prin plăcere și păcat a distrus părtășia dintre creatură și creator, prin plăcere și păcat a distrus fericirea omului, în ciuda faptului că a promis mult, l-a mințit și nu i-a oferit nimic, și prin plăcere și păcat l-a determinat pe Dumnezeu să îi ia omului dreptul de a menaja, de a administra grădina, scoțându-l în afara ei, deportându-l. Prin plăcere și păcat, omul astăzi încearcă să distrugă instituția familiei și instituția bisericii. Am văzut în primul rând care a fost scopul lui Dumnezeu cu creația, în al doilea rând care e războiul dușmanului pentru creație și în al treilea rând aș vrea să vedem care e decizia creației în război. Vreau să spun prin titlul acesta că fiecare parte componentă din creație are libertatea să decidă în războiul dintre creator și dușmanul acestuia cu cine va fi. Fiecare om are la acest liber arbitru în interiorul lui să lupte cu dușmanul împotriva creatorului sau să lupte cu creatorul împotriva dușmanului. Și fiecare dintre noi luptăm declarat sau nedeclarat cu unul dintre ei împotriva celuilalt. În biserica lui Dumnezeu, unde se strâng oamenii născuți din nou, lucrurile sunt simplu de evaluat. Oamenii, prin pocăință și credință, au venit la Dumnezeu unde le este locul. Însă în lumea aceasta unde sunt aproximativ 3 miliarde de creștini, sau aproape 3 miliarde de creștini, mulți dintre creștinii aceștia nu sunt născuți din nou. Este foarte greu să spună ceva, să spună cineva câte procente din numărul acesta este născut din nou. Să vreau să vă spun în această seară următorul lucru. Persoanele influente, bogate, instituțiile influente și cu bani, care se luptă astăzi împotriva familiei și promovează familia unisex sau relația homosexuală, care promovează destabilizarea familiei și eliminarea ei ca și mod de viață, nașterea copiilor, să știți că nu sunt familii musulmane, nu sunt instituții musulmane, nu sunt oameni musulmani, nici hinduși, nici budiști. Și credeți-mă că numărul cel mai mare de oameni care luptă împotriva familiei sunt creștini. Evident, nu sunt creștini născuți din nou, dar numele lor este creștin. Oamenii aceștia luptă împotriva stăpânului lor, luptă împotriva proiectului stăpânului lor.
Vor să desfințeze familia, fiindcă nu le oferă plăcere, ci doar responsabilitate. Cei mai influenți oameni care luptă împotriva familiei, cele mai puternice instituții organizate împotriva familiei și împotriva nașterii de copii, a promovării avorturilor, a promovării ideii de unisex, adică familie, soț, soție, din femeie, femeie sau bărbat, bărbat, sau tot felul de alte perversiuni mizerabile care sunt promovate în Europa și în egală măsură încep și în America, toate acestea sunt promovate între creștini. Musulmanii sunt foarte conservatori. Ei țin la familie, soț, soție și fac copii mulți. Hindușii de asemenea și budiștii, care sunt verișori primari cu ei de asemenea. Însă creștinii declarați și nenăscuți din nou, sunt o foarte mare problemă și s-au unit cu diavolul, cu dușmanul Creatorului, ca să distrugă planul acestuia. În acest război este implicat Dumnezeu. Creatura s-a ridicat împotriva lui. Nu mai ține cont de instituțiile lui, nici de familie, cu rânduielile ei, modelul un soț și o soție și copii pe lângă ei, și nici de biserică. Toate acestea lumea modernă vrea să le abandoneze, pentru plăcere și păcat, evident. Familia este prea conservatoare pentru ei, biserica de asemenea. Sataniștii și-au inventat și ei biserică. Nu-i spune club, pentru că nu sună bine. Homosexualii la fel, nu-i spun club, așa cum au automobiliștii sau pescarii sau sportivii, ci îi spun biserică. Au și ei biserică și au și ei Dumnezeu, dar ei și Dumnezeul lor. Și proiectele lor și rugăciunea lor vor să se asocieze cu tatăl lor și cu dușmanul lui Dumnezeu, cu diavolul, ducând un război mizerabil împotriva Dumnezeului nostru care ne-a creat și împotriva proiectelor lui, a singurului care a mai rămas în picioare, familia și, dacă vreți, biserica. Am vrut în această seară să vă prezint această realitate, fiindcă suntem parte din ea. Și să vă spun că suntem chemați, dacă îl iubim pe Tatăl din ceruri, să apărăm interesele împărăției sale atât cât depinde de noi și să ne folosim influența în mod special prin rugăciune și post și apoi prin alte posibilități pe care Stăpânul ni le pune la îndemână cu toată responsabilitatea, pentru că este vorba de onoarea Dumnezeului nostru. Când a fost vorba de noi, Dumnezeu a sărit în ajutorul nostru și ne-a scos din mocirlă, acolo unde eram falimentari și hotărât să mergem pentru pierzare veșnică în iad. Dar l-a trimis pe Hristos și s-a jertfit pentru ca să moară pentru noi și să ne restaureze. Apostolii au murit pentru acest Mântuitor. N-a fost prea mult să suporte răstignirea cu capul în jos unui dintre ei, să le fie tăiat capul, să fie agățați în vârful unui stâlp, unși cu petrol, cu zmoală sau altceva și să li se dea foc, lumini în grădinile împăraților romani. Și oamenii aceștia au murit cântând de dragul Dumnezeului lor. Astăzi, generația noastră este chemată să ia atitudine în fața unui război care se duce împotriva Dumnezeului nostru, împotriva cărții Dumnezeului nostru, împotriva bisericii Dumnezeului nostru, și chiar dacă nu suntem oameni politici și nu avem autoritate să votăm în Senat, noi avem o inimă care știe să se roage, noi avem opinie pe care trebuie să ne-o spunem la vremea potrivită, cu decență și cu bun simț. Noi avem o familie la care trebuie să ținem și familiile noastre trebuie să fie o mărturie. Iar în ciuda unor eventuale eșecuri, în ciuda unor eventuale accidente, trebuie să ne smerim, trebuie să ne pocăim și să ne ridicăm în cinstea Dumnezeului nostru ca o mărturie pentru slava Lui. Aș vrea să vă spun că imperiile care au condus lumea s-au schimbat de la o perioadă istorică la alta. Națiunile și limbile s-au înmulțit, cultura, tradițiile și obiceiurile oamenilor au evoluat. Filozofia de viață a pendulat de la religie la ateism și de la socialism la capitalism. Dar singurul lucru care nu s-a schimbat a fost familia, locul perpetuării speciei umane. Un singur soț pentru o singură soție după modelul divin inițial. Chiar dacă instituția familiei nu s-a prăbușit, interesul generației noastre pentru familie a scăzut mult. Fidelitatea partenerilor, nașterea și educația copiilor sunt în declin, într-un declin deplorabil. Foarte mulți tineri au relații intime înainte de căsătorie, iar o mare parte dintre cei căsătoriți ajung la despărțire. Foarte mulți oameni trăiesc în concubinaj și mai mult de jumătate dintre copiii născuți cresc cu un singur părinte. Avorturile, căsătoriile unisex, scăderea dramatică a natalității ne obligă să acceptăm că familia a intrat într-o nouă eră, o eră care este diferită de era lui Dumnezeu.
un model pe care nu l-a creat, nu creatorul nostru l-a zămislit, ci dușmanul acestuia. Și îl propune cu o brăznicie să fie acceptat de noi. Deși în secolul trecut populația planetei a crescut de 5 ori, natalitatea a scăzut îngrijorător, mai ales în țările occidentale și în familiile sărace, în familiile bogate. Creșterea numărului populației de 5 ori în secolul trecut nu se datorează așa de mult creșterii natalității, adică faptului că s-au născut mai mulți copii, și datorită scăderii mortalității, adică micșorarea numărului oamenilor care mor. De ce? Datorită exploziei de sănătate. Media de viață a oamenilor a crescut foarte mult. Tehnologia medicamentelor, a medicinii moderne, au făcut ca viața pe planetă să crească. Nivelul de viață a crescut foarte mult. Peste 70 de țări din țările bogate, occidentale, au înregistrat un mare declin al natalității. De pildă, în Rusia, în ciuda încercărului guvernului să motiveze financiar familia și nașterea copiilor, în ultimii 50 de ani natalitatea a scăzut 50%. Adică în fiecare an se nasc aproximativ 700 de copii mai puțin. Guvernul de la Moscova a intenționat să încurajeze natalitatea premiind, adică dând o sumă de bani fiecarei femei care naște un copil. Știți câți bani oferă? $9,000. Iar acestei familii îi dă în fiecare lună $140 și pentru perioada de concediu postnatal în care își crește copilul, are un salariu gratuit de 40% din salariul brut. Însă în ciuda acestor investiții financiare care vor să încurajeze familia și natalitatea, pentru că sociologii, oamenii aceștia care studiază problema, se uită cu îngrijorare la acest aspect. Familia nu mai este dorită, viața de familie nu mai este încurajată, iar nașterea de copii de asemenea. În anul 2006, într-un singur județ, într-un singur land, într-un singur stat, dacă vreți, din Germania, s-au închis 220 de școli datorită scăderii natalității. Și această scădere a natalității are efecte dramatice asupra echilibrului vieții pe planetă. Cine ne va plăti pensiile când vom ajunge bătrâni? Cine ne vor plăti asigurările medicale când vom fi bătrâni? Cine ne va plăti medicamentele când vom fi bătrâni dacă copiii pe care i-am născut sunt atât de puțini încât banii care li se trag pentru pensiile bătrânilor sunt prea puțini? La această catastrofă se gândesc oamenii care se ocupă cu această problemă. Oamenii aceștia nu sunt credincioși, ei nu studiază Scriptura, însă recunosc că motivația financiară nu are efect. Oamenii pentru bani nu se căsătoresc, numai din dragoste. Oamenii pentru bani nu fac copii, numai din dragoste. Oamenii fug de familie și de responsabilitatea afacerii, creșterii și educării copiilor, fiindcă $1,000 sau $900 îi iei și cheltui, dar rămâi cu responsabilitatea de o viață. Și pentru că nu-L mai iubesc pe Domnul, pentru că nu cred în rai și iad, pentru că nu se tem de Creator, pentru că nu-și înțeleg responsabilitatea, își fac de cap trăind în păcat și în destrăbălare. Aceasta este realitatea tristă de la apusul planetei Pământ. Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă o perspectivă reală, nu ideală, sau mai bine zis, nu doar ideală. Țările bogate își rezolvă această problemă a scăderii natalității prin emigrație. America este o țară asediată de oameni care vor să intre în ea. Însă gândiți-vă cât de vulnerabilă rămâne familia din țările sărace, unde rămâne o soție fără soț și copii fără tată. După 1990, spun statisticile, 60% din populația Americii este formată de emigranți din America Latină. Oameni care aduc o cultură. O cultură care nu înseamnă Biblie, care nu înseamnă rugăciune, care înseamnă tot felul de pungășii. Și oamenii aceștia dau tonul în America. Și America de acum 100 de ani s-a schimbat, pentru că oamenii aceștia aduc un mod de viață. Vreau să mă apropii de încheiere, spunându-vă despre armele dușmanului folosite în războiul împotriva lui Dumnezeu. Care sunt cauzele scăderii interesului pentru căsătorie și a scăderii natalității? Sigur, aceste lucruri în biserică sunt foarte puțin simțite, dar în afara bisericii sunt o avalanșă care sufocă. Care sunt cauzele scăderii interesului pentru familie, pentru căsătorie? Și care sunt cauzele scăderii natalității, adică a nașterii de copii? Una dintre primele cauze este lipsa de spiritualitate a oamenilor. Datorită lipsei de relație spirituală dintre om și Dumnezeu, a lipsei de credință și pocăință, omul nu mai
are percepția și discernământul spiritual. Nu-l mai interesează voia lui Dumnezeu. Nu-l mai interesează că a spus Creatorul, creșteți și înmulțiți-vă. Nu-l mai interesează modelul divin inițial, o Evă pentru un Adam și un Adam pentru o Evă. Nu-i mai interesează pe oameni. Au mintea întunecată, își fac de cap, dau curs impulsurile lor și trăiesc după cum le dictează conștiința lor întunecată. Nu-i interesează de Dumnezeu. Nu citesc Biblia. Vor să trăiască aici pentru că aici e iadul, aici e raiul și vor să se simtă bine. Și oamenii se simt bine. Însă modul acesta de a se simți bine se numește un păcat care reclamă mânia lui Dumnezeu. Însă nu doar lipsa de spiritualitate, nu doar faptul că oamenii trăiesc în neștiință de Dumnezeu și în necredință față de El, cu toate consecințele care vin din această orbire spirituală, însă o a doua cauză este feminismul. Stimate surori, nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc de aspectele pozitive ale feminismului, pentru că mișcarea feministă, care a revenit în jurul anilor 60 în secolul trecut, a avut părți bune, dar nu trebuie să neglijăm faptul că a avut și părți rele. Încurajează independența care conduce la superioritate față de soț, la egalitatea care conduce la nesupunere față de soț, viața profesională a femeii care în mod direct conduce la ideea că soțul te încurcă să-ți faci carieră și de asemenea copiii te încurcă. Trebuie să stai să-i crești, trebuie să stai să-i educi, să-i hrănești, dar lucrul acesta este complicat. Și puțin câte puțin, generație după generație de femei au realizat că bărbații încurcă, nu concubinajul, ci o relație stabilă în care te angajezi pentru restul vieții. Au realizat că copiii încurcă. Feminismul a promovat asta. Dar nu numai asta. În al treilea rând, carierismul. Când spun carierismul, mă refer la tendința femeilor de a avea independență și autonomie, de dorința lor de a se realiza intelectual și profesional. Știați că în Statele Unite femeile sunt mai educate decât bărbații? Pentru că femeile merg la școală, bărbații merg la lucru. Femeile se educă, fac școli superioare, iar bărbații merg la lucru pentru că au nevoie de bani. Au nevoie să le sponsorizeze, iar relația de concubinaj pe care și-o permit e nevoie de bani. Aceasta este o realitate tristă. E adevărat, ea nu e dominantă în biserică, dar bate la ușă, bate la ușă. Și oamenii cu părul cărunt, cu experiența vieții, oamenii cu discernământ spiritual văd miros asta și se gândesc, Doamne, copiii noștri care pleacă timpuriu din casele noastre, unde le-am dat o educație spirituală și ajung în școli, sunt asaltați de curentul acesta. Și încă frageți fiind și neavând discernământ suficient, uneori sunt înghițiți de aceste teologii, filozofii, care par mult mai ușor de asimilat și care conferă mai multă libertate și plăcere decât conservatorismul din biserică. Este mai ușor să trăiești în păcat decât să te lupți pentru neprihănire. Dar cine se gândește la consecințe? Omul este instant, drive-thru, fast food, nu-l interesează mâine, ci astăzi. Asta este teologia pragmatismului american și nu numai. A patra cauză este scăderea, o a patra cauză a lipsei de interes pentru familie și a scăderii natalității este concubinajul. Astăzi nu mai este la modă să te căsătorești, din multe motive. De aceea mulți bărbați și multe femei hotărăsc să trăiască împreună, însă fără un angajament al căsătoriei. Pentru că stilul acesta de viață nu obligă. Dacă putem până mâine e ok, dacă putem 10 ani e tot ok, dacă rămânem 20 de ani este tot ok. Dar nu ne obligăm unul față de altul, că nu știm când ne răzgândim. Și într-o relație ca asta, aleg mai ușor să nu facă copii. Urmăresc plăcerea, nu responsabilitatea. Un astfel de mod de viață îți conferă plăcere. Și dacă mâine, poimâine, plăcerea nu e înlocuită cu rutina, atunci schimbi partenerul, că nu ești obligat în niciun fel. Lumea aceasta a ajuns aici. Cu 50 de ani în urmă, trebuia să înfrunți privirile disprețuitoare ale oamenilor dacă făcea asta. Dar astăzi nu te mai disprețuiește nimeni dacă alegi modul acesta de viață, pentru că e normal. S-a întors lumea cu sus în jos și cu jos în sus. Anormalul a devenit normal și normalul a devenit anormal. Iar biserica nu are o voce puternică pentru asta. Dacă i-am permite fratelui Lucian să ne spună despre faptul că România este pe primul loc în lume de țară care a acceptat acte de identitate biometrice, ce-i trebuia României asta? Și știți cine a luat atitudine? Biserica Ortodoxă.
Nimeni n-are nimic de spus. 666, spun oamenii, a spus domnul Stolojan, că asta e prejudecată religioasă. Întreb eu, domnul Stolojan n-a citit Biblia, om de cultură. N-a citit ce spune Iisus? Nu. Și nu interesează pe nimeni. Și vine sfârșitul și nu pe furiș. Iubită biserica Domnului Iisus, noi nu facem aici politică, însă realitatea politică ne vorbește alături de alte semne despre prăpastia care urmează. În Islanda, 65% dintre copiii născuți vin din relații de concubinaj. În Danemarca, Anglia și Suedia de asemenea. O a cincea cauză este filozofia greșită despre familie. De ce? Oamenii aceștia infestați cu evoluționism și ateism, foarte mulți din generația contemporană nu mai au convingerea că sunt creați de Dumnezeu. Că omul este responsabil înaintea Creatorului, că există iad și rai. Oamenii nu mai au această percepție, acest discernământ. Și pentru că nu există Dumnezeu, o autoritate superioară, și pentru că nu există iad și rai ca și consecință a locului, a modului de viață în care trăiești și ca și perspectivă unde vei merge, oamenii spun, fac ce vreau cu viața mea, pentru că oricum nu există stăpân. Și nu există iad și rai, ele sunt aici, dar nu acolo. O a șasea cauză este nivelul crescut de viață, care este mai greu de realizat fără familia clasică. Mai ușor trăiești și pe picior mai mare și îți permiți mai multă plăcere și ai mai multă libertate și nu te trage nimeni la răspundere și nu te ceartă soția că te-ai întors târziu acasă și nici că ai cheltuit prea mulți bani pentru nu știu ce și atunci oamenii aleg libertatea. Copiii noștri, vreți sau nu vreți, sunt confruntați în mod deosebit prin media, prin Hollywood, toate filmele au subiectul ăsta. Sunt confruntați cu aceste subiecte. Veți spune, noi suntem în biserică, este adevărat, noi suntem în biserică, dar copiii aceștia nu fac școală în biserică. Copiii aceștia nu-și petrec toată viața în biserică. Și să știți că ce le promite lumea este așa de bine organizat și atât de pregătit, de persuasiv și de insinuant, încât găsește în inima lor, probabil, un loc fertil și sămânța încolțește repede. Ultima cauză pe care o prezint este instabilitatea familiei. Copiii noștri se uită la noi și cei mai mulți copii care cresc cu un singur părinte se uită la ei și se întreabă așa, dacă familia e bună, de ce n-am tată? Dacă familia este instituția lui Dumnezeu, de ce n-am mamă? Dacă Dumnezeu a lăsat familia ca o formă de existență în jurul căruia să se deruleze viața și să se formeze societatea, să se organizeze societatea. De ce am avut doar tată și mamă? De ce tot timpul am fost martor la certuri, la agresiuni verbale și fizice? De ce? Asta înseamnă că familia nu-i de perspectivă, nu funcționează, nu merge. Este un concept învechit. De când mă știu, tata s-a certat cu mama? Niciodată nu s-au înțeles. Tot timpul a trebuit să-i despart. Tot timpul a trebuit să-mi pun mâinile la urechi să nu-i mai aud certându-se. Familia nu funcționează, nu-i de perspectivă. Cine ar vrea să-și cumpere o mașină care atunci când o cumpere e defectă? Sau care până acasă strică de 5 ori? Familia este prezentată astăzi ca un faliment. Și diavolul se bucură de asta. Aș vrea în încheiere să vă spun următorul lucru. Războiul dintre Dumnezeu și dușman este prezent de mii de ani în fiecare generație. Dacă Creatorul a organizat viața în jurul familiei, oamenii lui Dumnezeu vor trăi în ascultare de porunca lui Dumnezeu, bucurându-se de această fericire. Și în felul acesta vor avea câteva lucruri. Relație cu Dumnezeu, relație spirituală cu Dumnezeu, vor avea fericire și binecuvântare, vor procrea specia umană și vor administra cu demnitate lucrul încredințat lor în împărăție. Închei spunându-vă că într-o zi, un profesor de filozofie a mers la școală cu un borcan. Și a întrebat pe studenți, cum e borcanul acesta? Ei au răspuns, este gol. A scos dintr-o cutie câteva mingi de golf. Le-a pus în borcan până s-a umplut borcanul cu mingi de golf. Și a întrebat pe studenți, cum este borcanul? Și ei au spus, este plin. A scos dintr-o altă cutie niște pietricele de mărimea unghiei de la degetul mic, să presupunem. Și desigur că multe pietricele au încăput printre mingile de golf. Și i-a întrebat din nou, cum este borcanul? Și ei, puțin încurcați, au răspuns, plin a fost și prima oară. Apoi a scos dintr-o altă cutiuță nisip, fin, nisip, mărunt. Și a turnat și tot nisipul acela s-a așezat între mingile de golf și între pietricele.
Și i-a întrebat din nou, cum e borcanul? Și ei au dat același răspuns, de parcă nu mai spusese de două ori asta, plin. Și studenții l-au întrebat, ce vrei să spui? Și el a vrut să spună următorul lucru. Mingile de golf este soțul, soția, copiii sau părinții. Pietricelele sunt prietenii, colegii și pasiunile vieții. Nisipul este serviciul și multe alte lucruri la nivelul acestuia. Dacă pe primul loc în viață pui nisipul, pietricelele numai în cap, să nu mai vorbim de mingile de golf. Dacă prima oară pui în borcan pietricelele, nisip mai în cap, dar mingile de golf nu. Ascultați-mă bine, dacă mingile de golf nu sunt puse primele în borcan, numai în cap, indiferent că pui pietricelele sau nisipul. În seara aceasta trebuie să ne confruntăm cu următoarea întrebare. Noi suntem ca un borcan și în acest borcan al existenței, ce anume punem la început? Cine este prioritar pentru noi? Care sunt valorile noastre? Sunt prietenii? Sunt modurile în care ne distrăm? Este serviciu, carierismul, materialismul, hedonismul, adică dorința de plăcere, sau familia? Această familie de acum 20 de ani sau de acum 25, această familie de acum 30 sau poate unii dintre noi de 40, aceste lucruri vechi care nu se învechesc niciodată și care rămân mereu noi pentru că sunt înnoite de dragostea fiecăruia pentru celălalt. Trăim într-o lume care se asociază cu dușmanul lui Dumnezeu să distrugă familia. În Europa și nu numai, se iau legi greu de suportat la ureche. S-a oficiat prima căsătorie între trei persoane, doi bărbați și o femeie. O căsătorie de trei persoane. În 2006, în septembrie, s-a întâmplat asta. Asistăm la tot felul de monstruozități care lovesc în Dumnezeul nostru. Dumnezeu este implicat în acest război și toți sunt împotriva Lui, cu excepția bisericii, cu excepția oamenilor născuți din nou, care îl iubesc pe Domnul și iubesc legile Lui. Vă chem în această seară, dragii mei, să acceptați această realitate de dincolo de zidurile bisericii și să ne rugăm, fiind de partea Domnului pentru împlinirea proiectelor sale, să trăim cu demnitate iubindu-ne partenerul. Când spun partener, e puțin ciudat, că se referă și la alt stil de familie. Iubindu-ne soția, dacă suntem soți, și iubindu-ne soțul, dacă suntem soție. Iubindu-ne părinții, dacă suntem copii, și iubindu-ne copiii, dacă suntem părinți. La aceasta suntem chemați. Aceste lucruri pune-le pentru prima oară în borcan, celelalte mai au loc printre ele. Vă chem să ne rugăm, ne ridicăm în picioare și cu toții ne rugăm Domnului.